întorc cu stema Casei Regale a României și vinul reginei lansat special pentru această sărbătoare s-au aniversat cei 30 de ani de la reîntoarcerea familiei regale în România. La recepția de la Palatul Regal au fost invitate personalități care au fost alături de familia regală în aceste 3 decenii. Am lucrat pentru maestatea lui regele Mihai. Am avut mulți emoții, special pentru copii, pentru că când am venit prima dată în România, situația a fost foarte grea. Unii dintre străini au fost alături de majestatea sa Margareta chiar din ianuarie 1990, când a venit cu primele ajutoare în România. I was the first secretary general of the foundation, but I was very, very moved. So all of us were very moved by this work. Soprana Nelly Miricioiu a concertat la Covent Garden, Scala din Milano și alte mari scene ale lumii, dar este mereu alături de familia regală, ca și tenorul Teodor Ilincăi sau Alexandra Dariescu. Aseară am avut recital la Opera din Berlin împreună cu Angela Gheorghiu și așa am venit într-o fugă, dar am venit cu foarte mare emoție și cu foarte multă recunoștință față de familia regală. Omul de afaceri Sir George Iacobescu, primul român decorat de regina Elisabeta II a Marii Britanii, a venit special de la Londra. Chiar dacă nu avem o monarhie care conduce țara, este un element extraordinar de important pentru o balanță a unei țări. And I think Her Majesty is doing an incredible job and I hope that we can all support her. Eu găsim modalitatea de a servi națiunea chiar în cadrul constituțional relativ divers de ce ar fi dorit să fie.